legat de restructurarea și regândirea muzeului. Această piesă va intra în depozit, unde condițiile sale pe care le va găsi acolo vor fi bune, chiar foarte bune. Însă, pentru a fi transportată, condiția actuală nu permitea, fără a face înainte o intervenție de consolidare, pe care noi o numim temporară, și care ne va ajuta ca pe traseul pe care îl avem de realizat, inclus împachetarea, transportul, despachetarea și repunerea în forma sa inițială, că nu vrem să pierdem nici vitrina istorică, ne va ajuta să ne asigure lipsa sau cele mai mici riscuri de a pierde fragmente de pictură, acestea fiind considerate cele mai fragile în momentul actual. După câți ani, practic, s-a umblat Am la mamie? deschis, deci am deschis această vitrină după 15 ani, așa cum a povestit domnul Jens Klocke. El a mai fost aici și asta ne-a dat mult mai multă încredere atunci când a trebuit să apelăm la un expert extern, pentru că deja văzuse mumia, știa atât valoarea cât și parțial starea de conservare de acum 14 ani când a fost în România să o viziteze. Și cu ajutorul său, practic, suntem suficient de încrezători și sperăm că mutarea va fi plină de succes, fără Mutarea probleme. efectivă, o mutați din încăperea asta în altă încăpere la etajul ăsta Nu, sau? ea va părăsi această clădire și se va muta în depozitele noastre din Dumbrava Sibiului, de la poarta 3, unde este centrul ăsta pentru patrimoniu, avem laboratoare sus și jos spațiu de depozitare. Și într-un final foarte, cum să zic, pozitiv, va ajunge și pe masa de restaurare, așa cum trebuie, cum spunea și domnul Jens Klocke, cu mult mai mult timp și cu o pregătire amplă pentru acea intervenție mult mai laborioasă. Mai Ea am va o mai singură fi expusă întrebare. despre expunere, nu pot să mă exprim pentru că, cum v-am spus, răspunderea mea privește doar starea de conservare și starea materială și fizică a artefactului, a ansamblului cu tot ce prezintă. Și sigur că atunci când va fi pregătită, cu toții ne vom bucura să fie în expunere. Practic, asta este, cum să zic, golul nostru. Mumia n-a fost niciodată în muzeu în aer liber, din ce știu, de când e la Sibiu. Nu, nu a fost. A Nu fost e cumva și la că Bruckenthal? despre istoricul mumiei puteți să aflați mai mult de la colegii muzografi. Am să mă rezum la ce am găsit eu de când sunt angajată din 2005 și până în prezent, iar acum, făcând parte din colecția Franz Binder, ea împreună cu colecția se deplasează în